Dragii mei, dragile mele, încă o mască de înălbire. Am aici mușețel, care l-am colectat singură. Și voi lua mușețel, iată am așa un mânt de mușețel. O să-l dau prin râșniță. Așa. Dați să-l dăm prin râșniță. O să-l mărunțesc. Iată, s-a primit așa. Vedeți, prăfuleț. Chiar uneori puteți să faceți și pentru ceai mușețelul. O să opăresc puțin. Foarte, foarte puțin. Așa. Opărim mușețelul. Mușețelul foarte bine înălbește tenul, la fel cum înălbește și părul. Am opărit. Bine, bine. O să mai adaug un pic ușor de apă. Adaug 10 picături de peroxid de hidrogen. Vă spuneam că asta eu îl iau intern și mi-e mai comod să picur într-un recipient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 picături. 2 picături de amiac. 2. De amoniac, de fapt. În rus amiac, dar în român. Și pentru ca să închege bine, 2 linguriți de făină de ovăz. Și amestecăm bine, bine, bine. S-a îngroșat. Eu o să mai adaug un pic de apă, că mi se pare că e, nu s-o pot aplica. Așa, un pic de apă. Amestecăm bine, bine. Peroxidul de hidrogen împreună cu amoniacul. Amoniacul dezleagă moleculele de hidrogen și se formează foarte mult oxigen și atunci oxigenul acesta ne descvamează epidermisul, înălbește tenul, împreună cu mușețelul ne oferă o înălbire maximă. Și iată așa, vedeți ce frumușică o pastă. Vă salut, dragii mei, dragile mele, bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu și urmează următoarea mască de înălbire din mușețel. Mușețelul are foarte multe beneficii. Știm că preparăm ceaiuri, are un efect antiinflamator, de calmare, antibacterian, dar îl folosim și pentru înălbire. Dacă cunoașteți, se folosește și pentru înălbirea părului, dar acum vom folosi o mască de înălbire a tenului. Pentru mine această săptămână va fi ultima zi de înălbire, deoarece săptămâna viitoare, chiar nu săptămâna viitoare, dar mâine voi începe peeling glicolic de 30%, apoi de 50%, apoi de 70%. Și am fost cu voi împreună și am aplicat aceste măști de înălbire și îngrijirea înainte de peeling, cu vitamina C și cu exfoliantul de seară. Și iată așa s-a primit masca. Are o aromă minunată. Miroase a mușețel de câmp. Mușețel. Ah, frumușel. Mititel și frumușel. Îmi voi aplica masca, dar între timp, înainte de aceasta, îmi voi aplica suplioape, discuri, semidiscuri. Am tăiat un disc și mi-am făcut semidiscuri. Îl voi muia în infuzie de mușețel și îmi voi aplica suplioape. Această mască mirositoare de mușețel o voi aplica -o cu mânuța și voi începe de la zona decolteului, masând ușor, masând. Puteți să o aplicați și cu lopățica, cu lingurița, dar e de dorit
această mască, să o masați bine, bine, bine. Luați așa ea un pic ușor și masați, masați. Fiindcă substanțele de înălbire, apa oxigenată, amoniacul, se pătrundă bine, bine în piele. Chiar puteți să masați undeva 2-3 minute, mai ales zonele dificile, zonele cu pigmentație, zone cu piete maronii, zone cu pistrui. Am masat și simt că masca începe să mă strângă, deoarece conține făină de ovăz. Expoziția acestei măști va fi de 20 de minute, chiar și 30 de minute puteți o lăsați. Înlăturați, apoi înlăturați cu un prosop îmbibat în infuzie de mușețel. Dacă cineva din voi încearcă aceste măști și a încercat măștile pe care le public, scrieți, vă rog, în comentarii și spuneți care măști vă merg, care măști funcționează pentru voi. Pentru mine cel mai bine funcționează masca din cartof cu ceapă, masca din cartof cu lămâie și aceste trei măști publicate săptămâna aceasta. Eu vă îmbrățișez, vă iubesc și vreau ca toate măștile acestea să vă prindă bine, să vă ajute. Și ne întâlnim pe săptămâna viitoare la trei filme interesante, dintre care va fi tagul care m-a tăguit Monica de la Grădina cu Idei și o să vă fie interesant tagul de amintiri. La revedere și pe curând, să aveți un weekend plăcut, plin de momente frumoase. Cu drag de voi!